Ruska, este chiar bunicul directoarei școlii, mort în 44 la Palang, în mulele SS. E rău de comunat cu tot așa, din satul rus, din David. Da, și ideea cu tot așa. Și aici, iată cum arăta. Am venit într-o permisie, Chirițoi Dumitru și Elena din Rus. Veniți în sat din tot așa. Altă femeie română, din românca autentică. Da. Avem tipul, iată cum mir, de exemplu. A, ce interesant! Dar să vedeți spaime. Iată cum arăta o femeie din Căpotești, foarte Căpotești. Elegantă. Da. La muzeu sau pe vremuri trecute. Și el, cine soldat în satul rus. Da, soldat Chirițoi. Chiar dar o să completez mai multe, că îi aștept, să-mi dea mai multe detalii, să pun etichetă suplimentară. Dar cine? Nu, nu, oamenii satului. A, oamenii satului. Suntem și noi. Asta e mama. Da. Știți ce suflet avea față? Nu, am murit în 80. Ei, a fost al noastră cu asta. Ideea. Da. Care-i mamă? Fericită! Să avem un respect pentru trecut. Să... Da, așa. Un colț al istoriei noastre. În 70-a stemnă, nu? Foarte. În 72. 72 școala pedagogică Burlădean. Care le datorez atât de mult. Da. Și oameni... Le-am spus colegilor mele, le-am spus despre domnul... Stați așa. Despre corul acela de 150 de persoane și nu m-au crezut. Ascultați că dumnealui a fost aur acolo în școală. Da, am avut pasiunea mea, muzica, ansamblu care l-am constituit când am venit aici în 72, am fost în 14 țări din Europa până în 90, până la Revoluție. Stejerelor? Stejerelor. Eu l-am constituit. Mm-hmm. Am învățat 8 tipuri de instrumente singur. N-ați apărut la televizor? Eu am fost în clase cu 5 din urmă. Ați fost la concursul de alea de dans? Dar bineînțeles, am câștigat cu Ecadea urmă în 77, în 1979 am fost, nu, în Asia și în Europa am fost, da. Prima dată în Belgia, apoi în Franța, apoi Germania, Austria, Polonia, multe, 14. Asta este, uitați ansamblul meu. Deci orchestra am făcut-o în 75, ăsta sunt eu. Prima orchestră. După aceea, domnul Constantin Arvinte m-a sfătuit să fac și dansatori, că o să am succes. Și avea soție la care era specialistă. Da, lucra și ea. Uitați, aici toată trupa. Ce frumos. Acești copii au fost în Polonia, în 1985, la Kielce. Au câștigat arborele prieteniei acolo, l-avem expus. Iată, asta e familia mea. Ce frumos. Tata, mama, o verișoară, eu, surorile mele. Învățătoare, Violeta ea. Da, sunteți soră cu Violeta? Da, sunteți frate, nu soră. Nu soră. Eu nu știu sunteți frate. Aici, de exemplu, o familie, Gheorghe Alexandru, Alexandrina și Gheorghe, au cei mai mulți fiind cununați și botezați. 22 de cupluri cununate și 28 de copii botezați. Istoria satului asta, istoria da. Satului. Foarte frumos, da. Dar vreau să mă duc. Ăsta a fost cel mai renumit croitor pe care l-am avut în Comuna Pădurești. Nu numai că el era un bun meseriaș, a avut mulți ucenici. S-a învățat foarte mult. Eu învățam meseriași, cum era atunci. 4260 în 7 sate. Suntem 7 sate. Oh, mare, ce dacă ia și stai? Suntem în Francisco, o comună din Franța, una din Belgia. Iată, aici așteptam în 92, deci din Belgia. Aici suntem în Consiliu, în Belgia, Franța. Iar aici ansamblu de la Pădureni, la VV Elveția, 99, uitați, ăștia suntem, 4200 de artiști și figuranți în spectacol, iar 18.000 de spectatori, de 16 ori spectacol. Nu se vă aici am văzut diverse echipe, oameni, diverse activități, fost director al școlii Pădureni, primul director al apoi când am venit eu aici la școală, domnul Nicolae este la director. Iată aici, la o nuntă, în curte, nu gradă, fanfară, tot de la fanfară. Cum erau? Ăsta era magazinul nostru care e în centru, acum așa nu vedeți cum arată acum. Iată, primul magazin. Auziți? Da. Păi trăiește domnul? Eu sunt. Spune-mă.
Eu sunt acolo cu domnul general, director de cărnii. Sunteți diferiți. Da, când am venit aici, era director de cărnii, eram pe niște scări, era director de școală, director de cămin cultural. Așa. Și el a plecat și după aceea m-au pus pe mine la 23 de ani director de cărnii. Da, aici diverse activități de școală, și activități artistice, asta au fost întotdeauna. Cine vrea să facă ceva cu domnul primar? Da. Tipuri de soldați, de război, în al doilea război mondial. România. La ziutata noastră, la 3 august, fă aici la Cilea, noi avem multe obiecte care trebuie să le expunem. Oamenii continuă să ne aducă. Vom îmbogăți despre acolo. Este un început. Am vioriștii separat, acordeoniștii, țambalistul. Aici școala, da? Păi da, nu, i-a răs cum să scoate instrumentul de cutie, să-l mânuiască, să iei locul întâi pe țară și să reprezint România străinătate. Adică trebuia făia. Da? Principalul e să aibă și urmași care să continue munca. Pe pereți scris fumatul interzis. Le-am pus terase și scumie. Și acolo, ce? Și oamenii intră. Nu înțeleg, e sărbători. Da. Aaa, felicitări. Bruterie era din peretele rău, dar era compartimentată, nu era grinda. Era acolo o sală de o magazie de făină, acolo preparau, și un mic. Noi prima dată am extins-o așa și după aceea am spart peretele alea și ne-am dus în nord. Tot ce vedeți este regie proprie, cu oamenii din echipa noastră. Ne lucrăm doar 10 în primărie, restul e echipă de... Scenografia cine o face? Toate proiectele... Credeam că e echipă de voluntari. Regie, 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 scenografia aia. Credeți că invitează să vorbesc despre mine ca să nu credeți. Niciodată, n-am autorizații, totul după capul meu și lucrurile. N-aveți autorizații? De construcții și de variante. De... Dom'le, toată amplificarea, tot ce vedeți în lumii, după cum am făcut. Nu. Mâine cei din Kazahstan, Mexic și Slovacia iau masa de prânză și seara tot așa. Și acum noi avem un suport, niște suport de fructe și acolo le scriu. Kazahstan, Slovacia, Mexic. Și se așează... Dar aveți ca din bucătării ceva? Aici avem bucătării. Și ce faci bucătare? Dar nu, asta sunt femeile din primărie, cele ca la centru de zile pentru copii. N-au ifose. Femeia care a luat cămilul cultural. Deci niște gospodine din sat, a venit la el și acum lucrează aici. Dacă vreți să vă vedeți. Bucătărie, da. Bucătărie, da. Ceva de rost. Iată. Cum aveți bucătărie, da. Bună ziua, sărmânele! Bună ziua, bună ziua! Cu spor, că ai acolo și acolo! Doamne ajute! Am participat la un concurs de tăiței! Dincolo este sală pentru grătar, pentru veselă. Mamă, dar cine este acela? Da? Aici se gătește, dar poate. V-au venit ajutoarele. V-au venit ajutoarele. Să știți ziua, gospodine, ia. Îmi permiteți să fac o poză, da? Spor la treabă. La muncă. Ai de pe multă aici? Spor la treței. E bucătărie, sigur. Vreau să fac atunci. Asta așa nu știu. Ziua pensionară. Prima duminică. Corect, anterecciune. Corect, anterecciune.
ziua înțelepciunii, am spus noi, și așa e în calendarul nostru cultural. Iar aici, după sala de spectacol, prima duminică din octombrie, totdeauna, oamenii știu, se înscriu și venim aici. După sala de spectacol, întâi spectacol în sala mare. Da, dar noi facem prima duminică, pentru că la sală trebuie să fim mai liberi. Nu are loc ceremonia în sala de spectacole, la Centrul Cultural. Iar după aceea venim aici cu fanfară în special și cu orchestră. Și primiți cum se cuvine, înțeleg. Îi respectăm pentru ceea ce au făcut. Și chiar ne mulțumim de fiecare dată, pentru că lor le datorăm ce s-a făcut până acum. Preluăm, am preluat de la ceilalți, dar fostul primar a fost mai de mult domnul Grigore Păduraru, care a conceput căminul pe care eu l-am extins și modernizat, dispensarul, magazinul și făcea chirpici alături de oamenii din sat. Ce fain era, ce fain era la chirpici când se făcea, se întindea ora și plămădea acolo așa lutul. O să mergem acum direcția să vă arăt. Doamne, fără tocuri. Construim un sat de vacanță. Fără tocuri. Veniți ca țață, vă și arătați tot ce-l chirpici. Că n-am fain. Da, o să vă explic. Are tu. Avem un și cu orașul Vendei, cu asociația de picuturi. Și avem întotdeauna oaspeți și avem un spațiu de picuturi. Vor fi cazați în condiții de aici este grădinița, așa că Ministerul Educației, la un moment dat ăsta 6 ani de educație, doar atât. Am abandonat și a spus că nu mai e acolo. A terminat Ministerul Primăriei. Fără împrumut, Consiliul Local a fost de acord totdeauna. Fără împrumut? Ați făcut, nu? La ce? Am împrumutat niște bani. Diferența. Adică ne mai trebuiau 5 miliarde împrumutat, 3 aveam noi, ne mai trebuiau 8 miliarde. E mică, mică diferență. 8 miliarde. 8. Da. Acolo mai este o terasă, am spus noi, a trebuit să dăm nume, pentru că de multe domnule... Da. Azi eu am spus Voia Boierilor. Da. Mai azi eu. Ia voia Boierilor, da. Voia Boierilor. Țăranul, sunt și el o leacă boieraș. Sala va fi modernizată a Centrului Cultural, unde vom merge acum. S-a aprobat un proiect de 500.000 de euro. Va fi o sală modernă. Cred că ți-a făcut mai multe fonduri europene, nu toate astea. În special drumul. Nu, astea sunt regie proprie. A, regie proprie? Am făcut drumuri, canalizare, sistem colectare deșeuri. Astea le-am făcut cu fonduri europene, dar nu. Da. Deci astea le facem noi. Fondurile... Iată aici, tot cu ajutorul Consiliului Județean. Carion, Vaslui, nu? Vaslui, da. Sunt 9 case, vor fi. Și 6 cicheri, 5 lucruri. Deci e un spațiu, se cheamă sat de vacanță. Sat de vacanță. Sat de vacanță, pădure. Și tabere pentru schimburi, de exemplu, cu străini. Am avut tineri pentru România, din Belgia, din Franța. Avem județul are cu Republica Moldova, da? Pasat câte o săptămână, două săptămâni. Ia e soc și parcarea în față, dacă aici da. Urmează păi aici, aici am cumpărat de la o familie, 5.000 de metri pătrați, ca și acum un muzeu. Deci noi n-am înstrăinat nici un metru pătrat de teren, nu suntem foarte mai cumpărat. Iar unde am făcut piscina, a fost donat de două bătrâne, două femei, pentru că eu, când eram director de cămin cultural, noi aveam mulți copii și tineri din necați în iadul reprezentat. Unde se necau? Pentru tentația... Da. Și nu ascultă nici. Da, sunt iaduri, dar cum? Unele din alunecări de teren, adevărate capcane. Da. Și eu, la un moment dat, fost de primul, ți-am propus să facem, doamnă, o groată, o betură, așa, așa m-am extremat. O să văd, asta le mai trebuie la țărani. O baligă, râie, păduri, era notă. Care nu șoca, da? Ei, după Revoluție, când am început în 91 să dau pământul înapoi la oameni, eram tot eu primar, cele două doamne, doamna Grecu și vecina mea, Ileana Luniță Silistra, au venit la mine, doamne Revolu, ai ajuns primar. Mai vrei să faci ce pentru copii? Acolo, așa că eu chiar le-am spus și loc. Acolo făceau răsat de tutun, ce apel.
cuticul ăla am putea face treaba. S-au păstrat toate. Și îmi spune, domnule, uite, dați-ne, vă dăm gratuit, dați-ne în altă parte. Am dat la marginea satului și totodată. O să vedeți ce am făcut de acolo. Deci aici sunt 9, deci uitați-vă, 2 față în față, mai vine încă una, vor fi total 9. Uite, 2 camere cu terase separat, cu 36 de locuri de cazare. Și cât de e? În toamna asta trebuie să prindă contul în primăvară. Toate nu, de acolo păi uitați, acolo, de la rost. La rost. Da. Și mai este asta, eu sper în toamnă. Dar este stradă. Finisate. Bine, lucrează, lucrează bine, văd că contul. Iar acolo va fi în mijloc un spațiu de recre. Nu, 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 astea cu fonduri locale și cu sprijinul contului județean. Județean ne ajută. Dar la momentul acesta aveți cazare undeva? La centru de zi, pentru copii, vara îl folosim acolo. Dar avem camere frumoase, dar astea au un confort exact hotelier. Da, da, da. Cu dușuri, cu, da. Pentru că avem canalizare, da. Avem apă curentă, tot. Cu TV, exact cum e un hotel. În schimb, aveți o terasă, ceea ce nu aveți la, în fața fiecărei camere, da, da, fiecare da. Cameră are o terasă, sigur, sigur. Care va fi separată prin un da, sistem da, da. De lemn. Da. Ei, va fi cu totul diferit decât la hotel. Condițiile foarte bune. O să mergem alături să vă arăt acea datorită celor două femei ce am putut să fac. Da, stai acolo. Ați făcut contract cu... Se închiriază cu... Scuză-mă, iubita! Nu să-l vedeți acolo. La intrare, la intrare. Partea dreaptă, uitați să vedem un pic. Da, știu că l-am văzut la început când a intrat. Da. Aici, deci, când închiria, când vine unul la piscină, el poate folosi toată zona asta. Acolo ne-am pus și o fârtă să aprindă focul la grătar. Acolo mai sunt două grătare, încă două terase. Lemnele proprii. Discalți, da, pentru a prins, că am o chestie, oameni căutau. Pentru sănătate. Da, da, da. E curat încă... Și acolo am pus eu. Ei rupeau unii de la grapa și avem o grapă din aia. Mă rog. Care citiști, nu citiști niciodată recite. Așa, doamna Nina, vă rog, nu coborâți omul. Omul recită, nu citește. Da. E mică, mare diferență. Vorbești ca mult sus. Solist. La cazare? Dacă o să avem acum, dar avem acest de zi care trebuie autografele după filmare. După. Și fanele la vestiar, mai speciale. Fanele, ai grijă tu de ele, noi n-avem. Banane avem grijă de domn primar. Banatul e împrintare. Dacă o să terminăm acum, va fi de hotel, cu lux, cu toți, cu dușe, tot ce trebuie. Televizor, frigider. Asta, căsuțele care se construiesc. Da, nu puteți veni. Ia uitați că oamenii și o să vă asigur că cu siguranță. Nu plecați cu amărăciune, sufletul din potrivă. Să ne dați număr de telefon ca să întrebăm dacă noi am ocupat. Da. Eu am nepoțica de la București, am adus-o aseară. Și este încântată de satul. Asta vreau să vă. De ce v-am provocat? Doamna de la Timișoara, ești încântat sau nu? Foarte încântat. Doamna Ana Frențescu, s-a plăcut piscina. Ai luat costumul de baie? M-am tras și în leagă. Dar cu sunt mainuțele lor. Deci nu putem să intrăm în biserică. Păi, uite, e un exemplu acolo. Și la piscină. Carățuștele. Carățuștele. Deci după amiază, aici o să venim. Cu agafă prin ea. Uite, domnul, mi-a pregătit moartea. Să vă bucurați de viață. Aveți toate condițiile. Să înjur de el la primărie. Și cât e metru pătrat de teren la dumneavoastră? Metru pătrat? Păi hai să căutăm. De exemplu, 2000 de metri pătrați se vând cu 20.000 de lei. Deci cât e? 200 de milioane. Atât? 200 de milioane vechi, aici 20 de ani. Serios, nu spuneți asta, că vin 1.100 aici. Cu 4.000 de euro. Eu dau în direct acum. Veniți toți, frate. Și gratis chiar de la primărie. Da. Măcar dacă ne-am dat de vacanță. De pensionare și venim aici. Să-mi fac căsuță în vacanță. Da, dar are nevoie și de locuri de muncă. Uite, am și în cazul ședinții numărul 26 își va prezenta primele ei poezii. Zilele trecute aici a debutat în revista, spune că am uitat, Led Force Magazine, numărul a cărui editor este Cristian Arsenoie
și ea este cu debut literar. Vă invităm să vă citiți revista care este online pe pagina și noastră de Cenatul și am distribuit în mai multe locuri. O să o găsiți dacă să fie interesant. Domnul Teodor Munteanu filmează și filmează. Mai recităm o poezie, doamna Aurel? Primar, ca să vedem ce mai ține, pentru că pacient. E prezent cu omul. Acolo? Bun, bun. Ce mai recităm? Ok. Nu vedea bine pe Argheri, nu vedea pe Rogelari. Nu mai trebuie că și lumina aveți, mă vedeți cu mine. Dar luați loc, dacă pot stați câteva minute. Păi da, stați, dar dincolo așteaptă. Cine vede? O să vă spun mai câteva cuvinte despre biblioteca. Cum s-a născut biblioteca, da? Prin naștere, foarte grea. Să știți, în 1958, biblioteca aceasta, care o vedeți acum, a plecat de la un punct de întrunuri al raionului Muș, regiunea Iași, cum era atunci. Cineva se ocupa de adus cărți de la biblioteca din Cluj și un drumul aici. Cu cetul, lumea au prins dragă carte și au început să adunăm. Am adunat, la un moment dat, prin 1960, aveam 3500 de volume. Apoi, cu timpul, cet, s-au adunat acum, la ora actuală, noi avem aici, mai precis, ca să vă spun sigur, 20.479 de cărți. Wow. Un fond foarte frumos. A citit câte? Aveți conică? O secundă. Câte fișe aveți? Fișe. Eu sunt aici de 4 luni și un pic. De 4 luni și un pic eu am așezat această bibliotecă pe literatură română și literatură universală, literatură de specialitate, da, grupate autori, grupați pe litere, da? Și am 70, atât am putut. O venit vacanța, da, dar eu fac și activitate, nu vreau să mă laud. Da? Nu, eu trebuie să mă duc. Dar vedeți, schimați, sunt ceva, este cât un dulce atractiv. Eu le prezint, facem chestii, că da. Poftiți? Voluntari? Domnul este bibliotecar și bibliotecar de asta. Este la Mogoșește, domnul Constantin Anton, bibliotecar la Mogoșește. Eu, da, de dumnealui mi-a fost cel mai frică astăzi. Cel mai frică. Ochii de profesionist. Eu sunt din 90. Eu am terminat școala la bibliotecă, la mine la Buștani. Deci vreau să vă spun ceva. În 2001 am făcut. Eu sunt pensionară. Am lucrat în învățământ, dar n-am făcut bibliotecă până acum. Dar ceea ce fac acum, fac cu foarte multă plăcere. Da. Așa e. Dar unde unde pasiune e foarte? Ce notă dăm, doamne? Superlativ. Ce notă? Notă. Notă de la un profesionist. Ah, e vorba de notă. Ah. E vorba de notă. Mai glumim. Nu, hai, eu stau cu spatele. Mai glumim. Să vedem cu ochii liber, că e la superlativ. Mai nu cumva să fie mai de la urmă. Părerea mea, Nu de prea mare. Asta, da, știu. Trebuie la 20, eu aș zice, ce populație aveți? 15.000? Cam jumătate ar fi. Fondul de carte să fie cam 10.000. Și cititori ar trebui să fie cam 20%. Eu am prins și vacanța. Știu. Vă dați seama? Am prins și vacanța și abia aduc copiii. Doamne, nu fiți așa drastic. Pădure mai ninge câteva frunze pe fruntea de aramă rece. Tu ce rămâi nemuritoare ca geniu când totul trece. Super.
ale locului, personalități din Iași. Și îngăduiți să-i prezint, să spun, pe oaspeții lor. Lângă mine aici se află un mare logician, profesor universitar, doctor, fost decan la Facultatea de Filozofie din Iași, domnul Petru Ioan. De la Iași, bine, a venit o echipă puternică, am înțeles că peste 20 de ieșeni, în frunte cu domnul Constantin Anton, și doamna Petronela Alexa Pisecari. Ambii scriitori. Evident că ea este alături de noi și domnul primar Demistocle Iaconu. Scriitoarea Lina Codreanu. Prefacează cartea lui Fran. Apoi traducătoarea Nina Gonța. Ansamblu Speranța, condus de doamna Sofia Doina Gavrilă. Cu cine am uitat? De cartea genatului, pot să competiți sau nu, puteți completa dumneavoastră cărerea. Vă sigur alături de noi scriitorii Oana Fențescu, domnul Daniel Bratu, domnul Ioan Dumitru, domnul Nicu Sancu, doamna Teodă Muzeanu Cantalodoro, vă văd în continuare după ce te vine domnul profesor. Păi, doamna biblioteca de aici, Dorin Lacar Nenici, Poeta Elena Vlase Lupeanu, tot om al locului. Cantautorul, Violeta Buciumaș. Profesor de muzică. Apoi îmi salutăm pe domnul Cătălin Ciulei. Mai când astăzi Ana Iștene, absolventă de conservator. Am auzit că e proaspăt căsătorită. Și alții care vor fi menționați pe parcurs. La început vreau să ne adresez câteva cuvinte domnului primar. Dragi oaspeți, pentru noi este un zi de emoție. Întâi doresc că sufletul că spun bun de în comuna Fărăia. Sunteți într-o comună cu 7 sate, cu 4260 de locuitori, cu 4 școli,
patru preoți, o biserică, cu o tradiție culturală, avem, aici suntem în centru cultural Pădureni, alături avem biblioteca comunală, teatru de dans, muzeul Casa Bunicilor, Sala România și alte trei cămine culturale, în Ruska, Băreș și Davidești. Pentru noi, venirea dumneavoastră, fără îndoială, rămâne ca o amintire deosebită. Este o activitate culturală care ne onorează și vă mulțumesc că v-ați deplasat la o asemenea distanță de la Iași, în alte localități, să avem onoarea să vă fim gală. Îmi doresc din tot sufletul să o felicit pe doamna profesoară pentru talentul dumneai, vocația pe care a avut-o și ca profesor de limba română și iată acum și în ale scrisului, în arta cuvântului, arta metaforelor. Ne bucură să avem oameni de valoare, oameni cu vocație cum una pădure. Vă doresc o zi plăcută la pădure, să rămână cu rame frumoasă amintire și, cum spuneam, dorim totdeauna să fim o comună viitoare, iar cei care vin la noi să revină sau să nu mai plece. Vă mulțumesc și vă doresc. Iată și ultimitatea discursului acestui primar și arată fondul autentic care răzbate în spiritualitatea pădurenilor. Vom continua cu imnul. Nu știu, nu pricep. Nu știu. Cred că mă pricep. Vă pricepeți filmați? Puteți? Oricum acest imn îl vom cânta împreună cu toată lumea, pentru că este imnul cenaclului al nostru tuturora. Nu numai grupul Speranță. Uite aici, unde vine domnul. Așa? Cântăm împreună amândoi. Ani tot timp, două, trei și... Ani tot timp și pe rând și se așteptă calea mea. Doamna Laufran, vă cum știți, a fost
este în memoria noastră o eminentă profesoară de limbă și literatură română și iată a găsit de cuvință că poate să-și încununeze această carieră și prin creație. E un debut târziu. Și trebuie să spunem că există o tradiție a debutului târziu în literatura română. Cel care a pornit pe calea aceasta se numește Tudor Arghezi, care a debutat editorial la 47 de ani. Dar după acest debut, ce carieră extraordinară! Sperăm că și doamna Ana Ucran nu se va opri doar la acest debut. Domnia sa a apărut anterior în diverse publicații și în antologii. Dar, iată, reverberațiile când amur au sosit și ele dovedesc o autentică vocație. Caragiale spunea că acela care nu este expresiv nu poate să fie scriitor. A pătrunde în sufletele altora înseamnă a găsi cuvântul ce exprimă adevărul, cum spunea Eminescu. Iar doamna Ana Ucran face acest efort care este foarte dificil de a găsi cuvântul ce exprimă adevărul. Adevărurile domniei sale și care reverberează, cum spune și titlul, în inimile altora. Cartea aceasta este prefațată de doamna profesor Lina Codreanu, pe care o invităm să spune câteva rânduri despre această carte. În spiritul acesta am gândit și eu, am analizat și eu cartea doamnei Ana Ucran. În sine, reverberații în amor ajunge târziu, destul de târziu. Nu e un păcat. Poate că între timp au fost decantate sentimentele, gândurile și nu au lăsat, n-a lăsat să rămână în o trecere neștiută. În istoria societății post-decembriste, ați observat și dumneavoastră că există o permanentă frământare în care se diferențiază două direcții. Pe de o parte, direcția tradiționalistă, cea care păstrează valorile care continuă, care pregătuie, și cealaltă direcție modernistă, cu toate atașamentele prefixoidale. Neomodernistă, postmodernistă ca direcție, post-postmodernistă, transmodernistă. Din ce doresc aceștia, mi-e rândul loc, doresc să deschidă căi nebătute în istoria literaturii române, sunt dispuși spre inovație, sunt dispuși spre sincronizare cu marea literatură a lumii. Ambele direcții sunt cultivate, sunt și de bun augur în istoria noastră literară. Lirica doamnei Anei Ucran, după cum am menționat, este major tradiționalistă. Eu am adăugat neo-tradiționalistă, pentru care un vior modern, o ținută
inedită, altfel decât a intervențiilor de criză. În cartea bine ei, Federații Mamuri, spasă la editura Alfa în 2018, la Iași, se așează în linia personalistă a liricii lui Vasile Alexandrin, cu Florian Voga, linia lui Vasile Voiculescu, Ion Pilat și, ca să venim mai aproape, pe linia lui Adrian Coronescu, Ion Ian Lefer de la Vasiul, Ion Vatamanu de la Chișinău, Ion Gheorghe Pricop de la Cluj, Dumitru Pricop de la Bocșan, toți trecuți cu nume de informații. Așa că la Iași aveți un list de talie națională care scrie pe linie care jurnalistă în persoana domnului Chemian Marcu. În ceea ce privește volumul, după cum ați observat, este structurat în 4 capitole. Capitolele sunt grupate tematic și aș zice că în aceste cicluri dominante sunt, de adevărat, temele tradiționale. Țara, satul, limba română, natura, mitile, credința, iubirea. Așez acestora un toponim, ușii, și un antroponim, luminescu. Peste toate acestea se așează o supratemă, timpul. Eu am găsit astăzi o reverberație, să spun așa, în inimul dumneavoastră, care eu, într-un fel, îmi îndemn spre a nu pierde această extraordinară de mare bogăție care mi-a fost dată timpul. Timpul, în concepția anii Ocran, este o curgere lină, dar este și clipă. Oscilarea aceasta între prelungirea curgerii și între clipă o trăiește dramatic poetul. El simte că aparține unei veșnicii, dar tot el simte că este clipă în această uriașă trecere a timpului. Între motivele care circulă în volum sunt satul cu salcân, casa goală, aș zice, casă văduvă și tristă, dintr-o margine de pâr, asemănătoare așadar întrebări cele prezentate de Vărindel, fântâna, pădurea, grădina, pământul, sunt elemente autohtone. Aproape fiecare are câte un puls liric în creația Doamnei. În genere, stările lirice compozite sunt sortite piririi. Numai Doamna de Aruna, într-o carte, în reverberații, le-a dat viață prin cuvânt, poetic, a distilat, cum spune noi, cuvintele. Poetul, spune, o citesc, poetul doar prin timp poinar, etern închide în sticlicare. Asta face Ana Ocran. Închide timpul în clipă, așa cum făcea un moment. Se exprima și Vasile Voiculescu. Un element deosebit care așează alături de mulți poeți, dar ca atare numele rămâne în fronte, este Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, căruia Doamna nu uită să-i aducă omagiu. Și în acest sens, aduce că își continuă atuzerinea dintre ei, am făcut în ultimul număr din literatură, revista de cultură care apare la Cluj, dumneavoastră are o poezie, geneză, închinată lui Eminescu. Citesc doar 3 versuri din sonetul dumneavoastră. Voievod ales
din vremuri ancestrale, să fii cuvânt și înălțare și înviere pământului odit, cu har, din dor și jale. Deci, nu poate, nimeni nu se poate despărți de figura majoră a lui Mihai Eminescu. În poezia Țării mele am găsit niște cuvinte care vibrează de adânc patriotism. Iată ce spune. Copile, ați primit încă sunt oase din străbuni sub tanca ta. Ceea ce mă duce cu gândul la versurile lui Tudor Arghezi. Pășiți încet cu grijă, căscută feții mei, să nu-i striviți nici umbra, nici florile de tei. Evident, este vorba despre Dumnezeu. Din volumul acesta am selectat o poezie pentru o proiectată crestomație literară a Pușului, și anume Cotarul despre zer. Cine cunoaște Târgușorul găsește aici elemente fundamentale, între care dealul, vinile, odorile, evident, prutul, cântec de ioar, istoria și starea aceasta aparent mocnită a orașului din Crevin. Citez Dorostova. Doarme tăcut cu orașul din Crevin, urcat în somn cu oasa toamnă, visează un somn închis sub geamă, miracole în curge arămini. În ceea ce privește stilistica, a zice că doamna este extrem de vigilentă cu fiecare cuvânt. Îl potrivește acolo unde este necesar. Nu slobozește cuvintele în libertatea lor. Le ține în frâu, le așează, creează imagini în noi. Nu mai spun, poate spun eu, așa doar că este efectul profesionalismului. Nu are cuvinte indecente, colțoase, cuvinte care ar leza ochiul, privirea și auzul cititorului. Știe să le armonizeze, de aceea tonalitatea este una calmă, una înghietoare la tăcere și la meditație. În finalul prefeței mele, care evident are alte componente ale discursului, am adăugat, am așezat-o, cum spuneam, pe poetă prin lirica sa în direcția neotradiționalistă și am adăugat următoarele. În ultimul timp se simte un trend de revenire la poeziei tradiționaliste în forme ajustate evoluției literaturii contemporane. Considerăm că poezia Anei Oprean își are locul pe unul din rafturile poeziei vigoroase de natură neotradiționalistă. Are siguranță versificatoare, discurs grav, știe absorbi reprezintă și posedă o imagistică bogat conotativă. Până la această carte, reverberații în mult. Ce pricini să fi zăgăzuit aparițiile editoriale ale Anei Oprean? Poate Dumnezeu ne va da răspuns. Vă mulțumesc! Aș mai remarca și formală din poezia doamnei Oprean, unde ei stăpânește bine arta sonetului și a rondelului. Nu e ușor lucru să scrii în aceste forme fixe. Și acum îngăduiți-mi să fac o dezvăluire. Lângă mine, spuneam, se află domnul profesor universitar Petru Ioan. Dumnealui a coborât, fac o comparație mereu cu Gaston Bachelard
a coborât din empireul raționalismului riguros, al logicii, pe tărâmul literaturii, al imaginației materiale. Și în ultima vreme, domnia sa scotocește ca un adevărat benedictin, scotocește toată creația care s-a produs pe aceste locuri ale fostului județ Sălciu, pe toți cei care au contribuit cu ceva la creativitatea românească. Deja el a publicat o carte despre școala literară de la Huști, în care a introdus, cam câți sunt în prima oară? 125. Iar între timp a adăugat alte câteva... Am ajuns la 323. În acest volum își are loc doamna Ana Fran. Eu l-aș ruga pe domnul profesor să spună ce va mai adăuga în ediția finală despre doamna Ana Oprană. Îl văd cu cartea domniei sale. Mulțumesc, domnule profesor, iubiți participanți. Sunt rare cazuri în care un autor intră în conflict cu personajele. Așa se potesc cu autorii incluși într-un album prosopografic, în dicționar, etc. Lucrează cu personajele, în sensul cel mai nobil, cu putință. Eu, anul trecut, în toamnă, de fapt a fost repetiția pentru Monteiul Cantemirian și mă refer la fostul spătar Nicolae Milescu. Milescu, cel care are tangență și cu așezarea Milescu, în actualul text vostru, dar el era în egală măsură și cu șeam, pentru că familia avea moșini și la Buțești, și avea moșini și spre Prut. Doi consilieri imperiali, în teritoriul atât de restrâns, a murit în cele mai înalte momente ale vieții sale, spătarul Milescu, la Moscova, și la câțiva ani îi ia locul în aceeași calitate de consilier Dimitrie Cantemir. Așa oamenii a dat această zonă milicică a fostei Moldovei mari. Aici, în actuala comună Pădurini, care integrează și în fosta comună Șchiopeni, nu toată lumea știe cum devin aceste spații administrative, ele se schimbă. Eu, ca să înțeleg că au fost comune distincte, a trebuit să raționez. La un moment dat, Brusca ținea de comuna Șchiopeni. Deci înseamnă că am funcționat în dualitate. Era și comuna Cârdigat și comuna Șchiopeni. Ei bine, această comună în configurație actuală prezintă cea mai mare densitate de contributori la școala literară a acestui fost ținut. Din 323, 17 literați sunt din satele actuale comune Pădurei. De la Rusca, și e suficient să ne gândim la un fost director al liceului Cuza Porte de la Cuș, profesorul Miron, care apoi la Iași a continuat cariera învățând preuniversitar și apoi într-un universitar, în calitate de conferențiar. Și să ne gândim la Iada de Aur a Ciuneilor. O să vă rog la Ciunei și în data mea ca ajutor la sfârșit în legătură cu documentarea. Încă n-am rămânit la aspectul. Atunci am fost în satul Rusca, n-am putut nimic. Și în asta este sănate cu mare talente care l-au provenit în toate cele, în toate scriptoare inclusiv. Avem și o tată de remarcantă, pe urmașii nu se interesează unde a ajuns de cei de dinaintea lor.
De ce triciune mă refer la marele maestru al punerii în scenă, la Liviu Ciulei, maestru absolut, cum au scris în timpul vechi și în păstrirea trecut de cele veșnice. Apoi mă refer la Aurel Ciulei, care mai la tinerețe a lucrat la Casa Memorială Tudor Atiezi. El este istoric al literaturii, este istoric al teatrului în special, este mare editor al teatrului românesc, dar este și prozator și chiar poet. Și de asemenea, mă refer la casele lui Emil, care măcar un volum a lăsat cu un nume care da într-un fel de seama și de conturul vieții lui, cam un creștian. Dar oricum a ținut legătura cu zona și știu că venea la foarte multe manifestări ale cușilor, era un colaborator general, prieten mai vârstă, Ion Oprea, care este moldovean, dar este și cărțian, și cușean, a scris un volum întreg despre presa cușeană, doar pentru faptul că a slujit 5 ani la studiile administrative ale cușilor. Am numărat foarte multe volume în care doamna este prezentă, uneori cu poezii, uneori cu texte în proză. Deci este o noutate absolută pentru mine. Pe de altă parte, constat cât exercițiul a depus doamna ca să pregătească acest volum. Mai întâi și-a schimbat spre aeronomastic. Probabil că a supărut că se întâmplă ceva deosebit. Că trece de la etapa existenței aceea în care a slujit la catedră, s-a ocupat de educația elevilor, spre o altă activitate. S-a schimbat numele și s-a gândit să alcătuiască volumul după o veche milenară normă a punerii în balanță. A așezat poeziile în patru cicluri, două de la sine se așezau, Dantelul de sonetele, celălalt le-a cicluit pe măsură. Deci a dat dreptate muncii oarecum ascunse de până atunci, dar nu este niciun caz în acord cu titlul pe care îl propune, Reverberații pe Labor. Nu, doamna are gândul mari și bine face, pentru că, la exemplu oferit de colegul Teodor Corneanu, am să dau un exemplu mai apropiat de noi, cei de aici, din Moldova, exemplu Marti Miclescu, personal și ea în carte, fie pentru faptul că s-a născut la câteva kilometri de Cluj, la Gurgești, dar și pentru faptul că a învățat împreună cu o parte din frații mai mici la Cluj. Chiar părinții le-au construit o casă după ce au stat cu chirie la Cluj, ca să-i coste mai puțin educația, iar omul din frații mai mici chiar și-a fost sfârșitul la Cluj, după ce renobilase dealurile Clujului cu zecile de hectare de plantare care s-a ocupat. Acela persoană unui Solomon. E bine, Marta, pentru că urmașii neamului acesteia Miclescu, care a dat mitropolit și episcop ai Clujilor întâi, a avut și zbunărnicii. Marta provine dintr-o ramură aparent decăzută, în sensul că străbunul Miclescu recuzase căsătorii organizate de părinți și s-a îndrăgostit de o țărancă. Și din acea țărancă s-a rezultat un strămoș foarte apropiat al Martei. Bună ziua, stimată auditoriu! În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru frumoasa și călduroasa primire, doamnei directoare, doamnei bibliotecar. Deci am fost foarte impresionată de ceea ce am văzut în această comună. Se vede că omul simțește locul și județul Vaslui trebuie să fie mândru de dumneavoastră. Pentru că ridicați facheta. Iată, ne ajungem și la ediția numărul 26 a Cenacului Ia și Scrie. Cenacul Ia și Scrie a fost înființat de oameni limoși în vara anului 2017. O menționez pe doamna Alina Gonța, care a ținut cu dinții de acest cenacul,
cu toate greutățile care le-am întâmpinat, pe domnul Constantin Anton, care o să-i dau cuvântul în continuare. Vă mulțumim, o să fim scurt pentru că timpul este scurt. Domnul Constantin Anton. Știți, doamnă poet, Anotran, doamnă profesoare, domnule primar, vă mulțumim pentru invitația care mi-ați făcut-o de a avea cea de-a 26-a ședință aici la dumneavoastră, în localitatea dumneavoastră, o localitate de scurt frumoasă, cum am spus și doamna Petronela. Ne bucurăm că suntem într-un număr așa mare, mulțumim elevilor care sunt aici, părintelui, domnule profesor, doamne director, colegii noștri la Cenatul și scrie, ansamblul de Speranța. Nu dețin prea mult, pe doamna Ana Oltran o cunoaștem de la prima antologie a Cenatului, ea fiind inclusă în cei 36 de participanți în antologii. Ne-am reușit și antologia numărul 2 împreună cu doamna Nina Gonța. Urmează, cred, către toamnă și volumul al treilea, unde sperăm să fie, să fie inclus mai mult membri de Cenatul. Am răsfăit carte, am citit-o, am făcut o mică recenzie pe care se dau citire cu fug, așa. Pe flacăra berii azând sau reflecții asupra poeziei doamnei Ana Oltran. O carte album, album cu stări, vieți, peisaje. Anotipul de fapt continuu într-un vals liric. Poeziile doamnei Ana Oltran prin perechina iubirii, luminile ce încălzesc amorul, în care somatici provizorii se tupesc în epitete, în metafore, un soret de cuvinte și sentimente, esențe ale trăirii și ale inovăției. Amorul, roșul de amor, revine obsesiv în versurile poetei, nuanțe diferite, ispitind ochiul și senzația vie, cald perceptibilă, areală prezent și sau trecut. Exemplu, văpaia sângelui de vise ars, sau pe albul zăpezii, sub luna nebună, roșu de sânge, scânteia. Sau, e toamnă fierbinte peste toate, se înroșește obrazul de măr. Sau, amurgul trece prin mine, pasăre bolnavă, coarică aprinse, corabie pirat, mistuite de flăcări, plutind implacabil pe așchi de vise. Volumul cuprinde versuri în care se simte amprenta lecturile din poezia românească, începând de la Vasile Alexandrii până la Ion Pilat, Aron Cotru și Ion Alexandru și alții. Pastelul, ca specie lirică, este prezent în prima parte a volumului, sensibilizând cititorul cu impresie, trăiesc sentimente efemerine. Partea a doua a volumului este consacrat poeziei cu formă fixă, soviete, rondeluri, poezii în care poeta excelează, depășindu-se continui, dorindu-și perfecțiunea. Sonetele cristalizează gânduri idei personal, în care cuvintele par șlefuite continuu pentru a lumina cititorul, a-i da acestuia dorința de a le recita. Rondelurile, muzicalitatea lor, sunt florile legii de stări, impresii, bucurii pe care autoarea acestui volum ne împărtășește discret, cu simplitate și suavitate. Mă bucur că am parcurs integral acest volum de versuri. Remarcabile sunt multe poezii, dar țin să recit două, în care arta poetică a autoarei converge către spiritul înalt al poeziei ce rămâne în sufletul cititorului și după ce a închis cartea și își spune către sine. Hai să mai recitesc o strofă, două, un soviet, două, trei rondele. Sonet, vremea lăducii, pagina 90. Tu ești doar corp rodit de ploaie, cu tine respiră pământul și crește pâinea în copaie, plămadă tainică cu pământul. Nu plânge, pic de grâu prea greu, pe lujerul subțire fluier. Vânt nebun te vântuie mereu și tine s-a șterne șuier. Mlădie, coroana de boabe, ce-o poartă cu soare în plete, adâncul pur cel de soarbe, ochii, ce coare sunt vede. Din mezul de semințe, boabe, vă naște zbor de degre. Și rodelul timpului, că tot sunt vorbit prea mult de timp, deci timpul fuge. Rodelul timpului de la pagina 103. Ce mlădios unică timpul, în matca nopții care vine, iaud foștnirea moare în mine, când umbra
îmi destreamă chipul. Aștepte pulbele în tine, semeți de a fi te cum o limbă. Insidios lumine că timpul, marca nopții care vine. Frunză fragilă în răstimpul de înălțări și de ruine, parfumul de mosc sau de verdine, măsoară taine ca lucrurile, când ne-au oprit, lumine că timpul. Cartea se încheie într-un ton optimist, cu rândelul în primăvară. Când iarăși primăvara vine, cu soare, vânt, miros de ploi, din lacrimi ne întrucăm și noi, din dor de veac și din suspine. Și ne sortim sinele de sine, prin flori de la tenoare gori. Când iarăși primăvara vine, cu soare, vânt, miros de ploi. Arcuș răgit de îngeri noi, în când am foie a torilor line, parfum al zântului de ruine, respiră gorul dintre noi, când iarăși primăvara vine. Consideră poezia Doamnei anotată de sede factură clasică, ușor pastelată, plină de preenucine, în care viața se unde spre un amut plin de reverberație, în care metaforele iubite și fațurile de altă dată se topesc ușor în șoape de dor, în fire de lumină lină, pe care marta nopții le va prinde un lucru. Poezia Doamnei anotată măsoară în taină dimensiunile iubitice ale anotimpurilor, pulpurea iluzorii a iubirii, dulceața florilor trecătoare, dorul de copilărie, de candoare fitelor de altă dată, visarea fiind desfinitate de budări și elixir. Din potirul de poezia Doamnei Anoclan soarte pe tale veți pe gândire. Cred că în melancolie acest poezii care te invită la valsa unui titlul, unde poeta simte bucuria vieții, iubirea ei, însorirea și iubirea vieții. Eu urez Doamnei Anoclan succes în continuare pe terenul merific al poeziei și doresc cititori mulți, sinceri și plini de iubire și înțelepciune. Felicitez dumneavoastră, familie și celor care au fost în urmă. După această prezentare profesionistă, consider eu, a volumului Doamnei Anoclan, să auzim și o voce de aici, din Păduveni, doamna bibliotecară Menici, o poezie din volum, de pe am înțeles. Înalt perete fără sfârșit. Nepătruns, nu întrezăresc vârful limanul păcii. Taină liană mă scuzați, vă rog, mă scânt mai văd. Liană tăiată atârn între două abisuri. Clipa e cumpănă tremurătoare între înalt sau cădere. Dar ce e înălțime și ce e cădere? Nu sunt oare aceeași plutire spre dureri? Același dulce, mortal abandon pe aripa de gheață a unui timp monoton? Mă scuzați! Mulțumesc! 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 Se spune că județul vostru este sărac, dar eu sunt cu totul este bogat în această comună prin domnul primar, căruia ne închinăm, pentru ce mi-a arătat nouă astăzi. Am fost profund emoționat. Acum, ca să vedeți doamna Ibram, ca poetă, dumneavoastră, nici mă mai impresc, este, după toate rigurile, scrie poezie. Eu vreau să spun că dumneavoastră m-a frapat prin faptul că, fiind la ședința noastră 25, ședința cântenească, a scris o proză, iar eu, domnul Teodor
Codreanu sunt mai mult plăjătoare și predicătoare și m-am fost încântată să citesc doamna Oprean cu gândul Elinescu, o scris cum am venit de la Cernac, ce a făcut noi acolo, eu cred că nimeni nu scria atât de frumos ce s-a făcut acolo, cât de vesel a fost ca doamna Oprean, cu umor și cu mult talent. Și nu vreau să citesc nici pe zi ca să nu rețin, pentru că o să citească din mâine cenacul nostru în partea a doua recital, o citi și din doamna Oprean, adică din cartea care i-a rezervat este la Murg, domnul Nicustan a scris în Bărbărație, care este care? Scris tot de gândurile de amor. Gândurile de amor. Toți sunt cu gândul la amor, amor și retergerație. Eu știu că la dumneavoastră nu i-a stat prima lansare acestei cărți. S-a făcut această lansare și la Murg. Și acolo dumneavoastră vă văd din finire cu ocazia lansării acestui volum. A scris așa niște cuvinte foarte frumoase, care descriu anume sufletul nostru când eu scriu versul. Așa, poetul este singura ființă care își poartă inima în afară de sine. Adică numai noi avem curajul, pentru că trebuie să avem mare curaj, ca să-ți scoți inima și pui tavă și gânduri și emoții, că poate fi interpretat diferit de... Poate fi interpretat foarte diferit. Și de aceea dumneavoastră aveți curaj și mă bucur și sunteți în cercul nostru de prieteni curajoși, pentru că noi toți suntem curajoși care venim și ne spunem sufletul și avem curajul de a chiar de a fi în acest cenacul care ne este pentru bun, dar ea a fost foarte greu de cum a spus doamna tot prelungătoare și domnul Călătorin din jurul nostru actual și toți care mai sunt în termenul fondator, sunt termenul emoționat că deja am ajuns pentru un an jumate să fim invitați cu un sat, înseamnă că zicem ceva prin ansamblul nostru Speranța, prin cantautorii Teodor Munteanu și pe Daniel Bratu, prin solista Ana Ștefănică. Deci noi adunăm talente. Noi adunăm talente și un talent nu l-am descoperit noi, dar am descoperit un talent, iată de la Timișoara am descoperit un talent, doamna Camelia Cornea, care a fost făcut debut literal într-o revistă la un editor nou, la o revistă nouă, domnul Cristian Arsenoai. Deci, vedeți că noi avem editorii, doamna Republica Bădua Gurgia Tatiana. Deci, noi adunăm talente, editori, cântăreți, 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 cântăreți. De ce avem talente de tot, dar talenți? Mai avem un talent, care tot nu l-am descoperit, domnul Teodorul Gheală l-am descoperit, este Aurel Noroc, care vă spun simțurile, dacă îl povesti, se recite, un bun de noi nu este nimic poezii minoase. Dar dumnealui... Peste 50 de poezii știe, inclusiv Luceafărul. Da, Păunescu, da. Poeziile deci, lungi. Deci, ca sunt ei, ca să nu rețetăm mult timpul costă, eu mă bucur foarte mult că doamna Oprean, eu am avut carte, dar m-am uitat pe profilul dumnealui și am văzut că când am revedrat la mod. Și m-am mirat faptul de faptul că am găsit o poezie despre Sankt Petersburg. Astfel, noi aflăm din poeziile dumneavoastră ce gândești, pe unde e, pe când călătorești și mai ales că știți Sankt Petersburg, despre orașul care eu am trecut în 84, două săptămâni italiane. Și mi-am adus să nu m-am dat cu mine, dar cum am adus să stai cu mine, deci îi mulțumesc, doamne, Oprean, că este membru acelui nostru, că îi face cinste și sper că domnul primar să vină odată la ședința noastră la Iași. Vă dau mulțumesc! Mulțumesc! Și să știți că numai acolo este internet. Aici voi, așa că eu am început la Bracat și îmi pare foarte rău. Și acum să vă spun că la lansarea de la Cuș, de la Protobochiat, a fost prezentă și doamna Elena Vlasiu Munteanu, prezentă și aici, și o rugăm să facă o intervenție scurtă. Mă bucur că ne întâlnim, nu suntem în aceeași formă,
Noi ne-am întâlnit la și într-o altă formulă, dacă Dumnezeu este cel care exercită o anume atracție și ea să ne atrași spre ambulanța de Pădureni și nu ne vom regreta. Vă mulțumesc că ați ajuns aici la Pădureni, eu fiind printre cei ai case cu artistul Aliena aici la Pădureni. Și mă simt bine și sper că și dumneavoastră vă simți în bine. Activitatea de astăzi se desfășoară sub imperiul a două ziceri. Românul e născut poet, iar vorba unui cântec spune așa că nu e om să nu fi scris o poezie. Cantul doamnei Ana Oprani. Activitatea se desfășoară în prezența cenacului ea și scrie. Frumoasă denumire, insinuantă, antrenantă, provocatoare. Și ședința dumneavoastră se desfășoară în declasare și sigur că noi beneficiem de această ședință în declasare. Să întâmpinăm o carte, un creator. Deci o carte și un autor. Reverberații în autor este cartea, iar doamna noastră este doamna Ana Oprani. Așadar, doamnă, ia și scrie. Azi Pădureniul naște poezie. Doamna Oprani ne propune un prilej deosebit. Să ne întâlnim, să discutăm, să ne distrăm și să reverberăm. De astăzi, domnul profesor Ioan Petru își imaginează pe aici, pe la pădure, cu copii. Petru Ioan. Petru Ioan. Petru Ioan. Este un preot la Pălciu Ioan. Își imaginează pe aici, pe la Pădureni și până la Cantemir și pe toată zona Moldovei niște coordonate, niște axe poetice, care străbat aceste ținuturi moldave și care cu siguranță trec și pe la Pădureni. Aceste axe virtuale vor să fie râuri de proză și de poezie. Pe una dintre aceste axe virtuale se situează doamna Ana Oprani. Și axele poetice să se intersecteze, lirismul în veșnicie să vibreze, iar noi pe Ana să o zidim din cărți, să punem Pădureniul pe literare cărți. Da, noi v-am așteptat din și v-am cunoscut sub acest pseudonim. Pseudonimul are justificare. În tinerețea doamnei se numea Oprean, iar numele de Ana este un nume al jertfei într-o zidire, într-o zidire trainică. Noi vrem pe Ana să o zidim din cărți, să punem Pădureniul pe literare cărți. De fapt, doamna Ana Oprean are mulți înaintași care au acceptat să aibă un pseudonim, nu că nu ar avea un nume exemplar. Și provocator. Doamna se numește Anica Tănase, iar numele de Tănase nu e de aici, de acolo. Doamna face temelii de case cu domnul de Tănase. Tănase, un nume la fel de sonor și remarcabil pentru Vaslui, pentru Moldova, un rege al umorului vasluian, care a făcut din umor cu atitudine, cu atitudine modernă, cu prelungiri până în actualitate. Și am versificat puțin. Desigur, numele Tănase e de renume, e de clasă, că pe la noi, pe la Vaslui, un altul ca Tănase nu-i maestru al umorului, ce face gluma să vibreze și să reverbereze. Și umorul creează la noi o stare de spirit. Eu am venit la această activitate tocmai fiindcă pe afișier undeva spunea să glumim, să zâmbim, să ne bucurăm. Umorul creează o stare de spirit și se impune ca un imperativ al epocii, al epocilor trecute, dar mai ales e un imperativ al epocilor moderne. Doamna Ana Oprani are șansa să poarte nume care o onorează. Deci va face bună clasă cu Oprani și cu Tănase. Dualitate convenabilă și provocare remarcabilă.
cu așa nume de o veșnicie, se naște proză și, desigur, poezie. De aceea, Doamnă, ia și scrie o nouă carte de poezie, în formă fixă, ori în liber mod, palminții și palvorbei rod. Și vreau să închei un catren pe care l-am dedicat doamnei Tănase, pe care doamna știe, l-am savurat și data trecută. Acum, Doamnă, în amur, reverberațiile se aud în cur. Sub cerul înserării se limurg, să cereți inspirație la demiurg. La acest poem critic. O să vă prezint un un om mare, un om deosebit. El a trecut de curând printr-o mare dramă, dacă pot să zic mare. Și a revenit spectaculos și îl apreciem pentru asta. Este un om ca Mierea, deci este bun, este dulce, te ajută când ai nevoie. Voluntar, vreau să spun. Deci Teodor Munteanu. Vreau mai întâi să vă spun că sunt realmente impresionat de ceea ce am găsit aici. Este incredibil. Trebuie să faceți mai multă publicitate ca să vadă toată țara ce înseamnă Podureni și ce înseamnă județul Vaslui. Vă felicit! Bineînțeles că pe lângă locurile minunate sunt și oameni minunați. Mi se pare că suntem undeva, cel puțin la Cenacul Junimea de la Iași, cum se făceau ședințele odată. Și vreau să cântăm cu toții cântecul scris de Ioan Alda Teodorovici Eminescu să ne judece, dar înainte de asta l-aș ruga pe prietenul nostru, Aurel Noroc, să ne recite poezia scrisă de ieșanul nostru Emilian Matu, care a fost pomenit aici de doamna. Alo, domnul Emilian Matu, poezie superbă, închinată lui Eminescu. Aurel, noroc! Sunt emoționat și foarte bucuros că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Biblie limbii române este Eminescu astăzi. Constelația vegheată de singurătatea sa. Eminescu este cartea de citire dusă în brațe. Este moartea și învierea. Este lacrimă și stea. Dor de Eminescu este. Zilnic dor de Eminescu. Veșnic tânăr și ferice, este el acolo în cer, duce o lacrimă de gură și e zeu. Și cine știe dacă nu cioplește în taină ramă de cuvinte în cer. Biblie limbii române este astăzi Eminescu, singur prinț pierdut în zodii, de zăpadă învenit. Este astăzi Eminescu dorul nostru de zidire, temelie pentru limbă ce l-a sfuns spre infinit. Ca o roată de lumină este tras fără încetare, domnul nostru Eminescu, care, după cum se știe, a turnat limba română în frumoase tipare. Biblia îi este astăzi îmbrăcată în veșnicie. Dor de Eminescu este ca de o lacrimă stelară. Chiar de mai strânge lemnul din biblioteci. Ciudat! Cine încape între rafturi de nu poate să respire, de nu poate să vorbească azi așa cum ar fi vrut? Eminescu. Cine încearcă să ne mire și ne dă un Eminescu cel raftul n-am trecut? Dați-mi-l pe Eminescu, cel întreg și cel rotund, cel ce asemenea hărții noastre a cinstit limba română. Dați-mi-l așa cum este. Dați-mi-l acum când în tipare liber plumbul și el este o lumină. Ne e dor de Eminescu, cel zidit în demnitate. Ne e dor de poezia care n-am căpăt în cărți. Ne e dor de Eminescu în tipare adevărate. Poezia nu cunoaște nici tratate și nici hărți. Dor de Eminescu este ca de o lacrimă stelară, ca de o întoarcere sub... Prietena noastră, îi mulțumim că a venit. Mulțumesc în primul rând doamnei Ana pentru că ne-a invitat aici în acest frumos sat. Eu i-a spune un oraș o schimbetat aproape. Și domnul primar, bine înțeles. Și
de câteva epigrame și o singură poezie. Ca la orice lansare, vin și scriitori din desuri. E un prilej de adunare și a ne lăuda între noi. Dacă nu, noi cine să ne lăudăm? Cartea lui doamna Ana. Cartea de-am citit-o, na. Nu cunosc ca ei creație, însă pentru Ana am în amur reverberat. Primar, promisiunea primarului. Mi-a promis un jurământ, după cum scria și în carte, că din vechiul meu pământ îmi va da când mor o parte. Tot primarul e un om și jumătate. N-are domn primar ușor. Doar de nu el doare în spate, sau mă rog, mai țină în... primarilor va alege. Fără în care e bun domn când primari și primărese se învârt la unison într-un cerc de interes. Și am una cu domnul fost primar Nicitan, e primar la Șacuza, împreună cu la cheii, căutându-și cupăza, a tăiat de neași păstei. Pe surse, știre bombă, vine toamna, iar Iohannis, nu scovești, face viză cu doamna și la noi în București. Am văzut că se vor foarte mulți copii aici. Fetița mea este foarte pofticioasă, dar atunci când are școală, deși papă mult acasă, e mereu cu burta goală. Întrebare pentru copii. Voi zici, dascăle, plină de înțelepciune, se ridică o elevă. Îi iubesc, stimez, pe bune, mai ales că sunt în grevă. Mai am vorit sau mai am? La piață. Proaspăt peștele fătucă, zise o babă cu tupeu. Nu vezi că e viu mămucă? Văd, dar vii sunt și eu. Pe frigider. Mi-a lăsat bilet nevasta. Nu mai merge, ești infect. Plec la mama mea și basta. Când e fit, mergea perfect. Florăreasa. Florăreasa cea focoasă are ochi cu cigători, dar și 7 prunci acasă. 2 cu 1, 5 din flori. Poți să mai citesc o poezie? Sau nu? Dacă nu mai am un timp, că am înțeles... O poezie. Am înțeles că numai 6 minute. 3. Da. Vinovăție. Alo. Să rămână mama. Te-am sunat să-mi dai un sfat. Sunt în trecere prin Londra, am răcit și sunt grifat. Tu ce faci? Când vin acasă? Nu știu, poate peste ani. Poate voi găsi fereastră de Crăciun. Tu mai ai bani? Nu de bani bușnuiște mama, dar că stai printre străini. De când n-ai venit acasă, au murit vreo 5 vecini. Dorul ne ucide viața. Suntem triști și singurei, a murit și țața floarea că a plecat copiii ei. De Crăciun, în mers de iarnă și la cumpână de ani, tata o chemă la dânsul, mai aproape, sub castan. Plâng și mă cuprinde teama, iar durerea nu alină, când gândesc că pentru moarte port și eu puțină vină. Nu de bani, de bunăstare sau a strânge mare averi după părinții noștri lipsă, ci de acei care mai ieri le dădeau puteri de a învinge, stând aproape lângă ei, cu o vorbă, o mângâiere sau o ramă de stei. Mulțumesc!
urmați dumneavoastră. În primul rând, vreau să îi mulțumesc doamnei Nina Gonța pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a participa aici la cea de-a 26 ședință a Cenacului și Scria, al cărei membră sunt de un an și ceva. Și să spun că am cochetat cu poezia de pe la 16 ani, după care am abandonat. M-am mutat în Timișoara, am urmat în facultate, știți, te măriți, faci copii, îți vezi de altele, în fine. Ideea este că m-am reapucat acum, la în jur de 50 de ani, să zicem, vârstă, mulțumesc. Am 52 chiar, am fost 52 ani de când am reînceput. Așa, și am să vă... Într-un fel, venirea mea aici a și coincis cu faptul că am avut un debut literar în revista Let's Force Magazine a domnului Cristian Arsenoi. Îi mulțumesc pentru amabilitatea pe care a avut-o dumnealui de a mă promova, să zic așa. Sunt foarte bucuroasă că m-am în mijlocul dumneavoastră și am să vă citesc câteva din poeziile mele, iar în momentul de față, ca și proiect, am un roman la care lucrez, am început să cochetez și cu proza acum, nu știu ce o să iese, dar mă rog, încerc. Sper să-l termin până la finele anului. O să vă citesc și două fragmente din roman. Dar am să vă citesc acum două dintre poeziile mele. Prima se intitulează Iubire. Iubire, nu ești vinovată că oamenii te-au pus la zi din egoism, te mint în față prin interesele de scind. Atâtea vorbe de iubire când sufletul e mort deja și toți strângesc la fericire, la un cuvânt ce nu se vrea. Toți am iubit odată în viață, cu suflet pur, cu gând curat și mercantil, asca la piață, se vinde ieftin. Și păcat, ce e iubirea? Cine știe? Când inima îți bate în piept, tânjind după eterna agonie, când trupul cere darul drept, a existat cândva iubirea. Dar s-a pierdut ce exprima. E un cuvânt, ca amăgirea, și poți să-l vinzi, cu ea-i putea. Întoarce-te acum în lume, tu, sentimentul cel mai pur al omenirii, dar fără renume, pierdut în lăcomie și desfrâu. Mulțumesc! Iar acum am să vă citesc o parodie după La Fontaine, cea cu strugurii, cu boabele de struguri. La mine se numește cam așa, parodie, simplu. O cioară mai păcătoasă, sus în vie ciugulea, pop cu boc dintr-un ciorchine, dintr-un strugur ce mustea. Jos, prin frunze de aramă, un vulpoi ungit la soare, se uita fugind la cioară, mai puțin și curgeau bale. Bună cioară, zise vulpia, mai făcându-i temenele, aș mânca chiar și eu boabe, dar nu pot să ajung la ele. Fie-ți milă, cioară dragă, și aruncă un ciorchine. Imediat se face seară, vreau să-mi curgă foc prin vine. De dorești struguri surate, urcă-te și ia-ți de vrei. Îți cunosc a tale fapte, mi le-au spus toți frații mei. A plecat vulpea turbată, devenim și de necaz, că l-a păcălit o cioară cu tupeu, i-a râs în nas. Tot cânjind la struguri vulpea, pe drum, prinsea se răcori și veni în gând ideea. N-am mâncat, erau prea acri. Și acum, scurt, scurt, am să vă citesc doar două fragmente din viitorul meu roman, care se va intitula Dincolo de timp. Acțiunea are loc în 1900, așa ca să înțelegeți. Cerul mușca cu furie din obrajii bărbatului.
Fulgii de zăpadă îi se strecurau printre gene, intrându-i în ochi, aproape orbindu-l. Înainta cu greu prin zăpada proaspătă afânată, iar din când în când privea înapoi. Urmăritorii erau undeva la vreo 100 de metri de el și se chinuia să scape de ei de vreo oră. Totul era alb. În ultimile două zile ninsese într-una, iar zăpada depășise 40 de centimetri. Nu-și mai simțea picioarele, iar mâna stângă îi amorțise de tot. Era înfășurată în culat, pe care se lăbărțeau uriașe două fete de sânge. Norocul lui a fost că gerul oprise sângerarea. Avea o tăietură prelungă, făcută de șișul lui Corrado, unul din oamenii lui Don Matteo. Vito era epuizat, iar pierderea de sânge îl slăbise și mai mult. Trebuia să scape. Jurase. Îi jurase Anei că se va întoarce la ea. Dacă murea cu el, avea să-și ia jurământul în mormânt. Trebuia să reușească. Aruncă din nou o privire înapoi. Corrado și Enzo se apropiaseră și mai mult. Distanța se micșorase. Se putea citi ura în ochii lor. Știa că nu ar fi avut nicio șansă. L-ar fi ucis ca pe un câine. Începu să se roage încetişor și nu se mai rugase de mult. Aproape că uitase. Începu să-și amincească rugăciunea pe care o spunea când era copil, în timp ce mama lui îl mângâia duios pe frunte. Deodată, din depărtare, se auzi șuieratul unui tren și amintit brusc de marfanul de la miezul nopții care mergea în Franța. O speranță început să-i încolțească în inima lui. Grăbi pasul, încercând să nu se potmolească în marea de omări. Pe care mi-a dat-o personal și mi-a dat-o nouă celor din Pădureni, să întâlnim oameni frumoși, oameni sensibili, oameni optimiști. Nu o să fac nicio remarcă cu privire la poeziile doamnei, sunt în sală scriitori, sunt critici literari, însă nu pot rata ocazia să-i mulțumesc doamnei profesor Tănase Anica, pentru simplu fapt că este un model nu numai pentru mine, model pentru foarte multe generații de elevi care au trecut prin școală. Este un om de la care am avut ce învăța și un om de la care învăț în continuare. Un om sensibil care, iată, a reușit acum, în amurg, între ghilimele, să-și exprime gândurile, sentimentele atât de frumos în versuri. Valul. Cum vuie valul, gând al mării, zăpadă vărsând în dantele, ce patim și ce doruri grele se osteiesc în spuma serii. Când și unde s-a înfilipat în largul mișcător de ape, și ce adânc de albastră noapte linul coarsei i-a înfiorat. În zbucium necurmat se frânge, mânându-și pe gașii nebuni, pe coame albe de furtuni, țipăt de pestăruși se stinge. Aleargă înveșunat spre mare, curtat de-o sete de sfârșit, de colții stâncii de granit să-și sfarme geamul și aleanguri. Și îi urmează alte valuri. Am rugat pe domnul Daniel Bratu să se prezinte și să ne prezinte. Mulțumesc pentru invitație și vreau să spun că sunt un asentiment tot ce a spus domnul coleg decenatul Teodor
Astea, nu? Referitor la acest spațiu, spațiu minunat, nu știu, foarte, foarte rar găsești o îngrijire, planetară, aproape și în spațiu aproape de bază. E și casa mici, și aduce aminte de bază, de tradițional și de curățenie. De curățenie care implică și curățenia sufletească. Și chiar aș face o paralelă între spațiu de cer și modul cum scrie și Ana. Deci, spre clasic, versul clasic și fără pierderi motive în stilistică modernă. Aș vrea să citim, să nu citesc numai eu, să eu și cu Sandra Nicucie, am și paranteză, Sandra Nicucie, nu s-a spus, nu știu dacă se știe, a câștigat acum două săptămâni la festivalul concurs Adrian Băunescu, premiul întâi. Aș vrea să citim texte pe care eu le-am scris, câteva, nu, nu sunt multe de studiat, care le-am scris pe aceeași temă. Am fixat o temă și am scris fiecare în stilul nostru. Pot părea și replici. Pot să putite și ca replici. Dura vora. Evoluționată în fa dies sau mă. Duce-m-aș de-a dura vura tăvărit de vin popii, din cădelniță cocoșii să-mi descânte alt botez, verii mele fără tine să-i trimit, pitecantropii să-i muște sfârcuri încet și apoi să-i creștinez, prăvălimea-și pe jerate pielea, cotile donată până fumul veștea trece de toți caii prăpădiți pe traseul galben unde urma ta nedeslegată s-au îngroapă în sine oiștea oștilor de eremiți armăcați-aș în fântâna mieruită de șopârle, coitul meu pudrat cu zale și duhninda mucegai primăverilor de iarbă, legănată să la zvârle, înapoi în viul apei cloroformice de mai prefăcut durlan de lacrimi, pe sub zâmbetul pitan, incantația-ș fa iubito, o suneată în fahaștan. Sărutația și nei pe gură până când mor duce plopii între patru anotimpuri peste deală iarbă grea, verdele să-l scurg din ramuri să-l așez în rând cu snopii ce te leagă în cercul veșnic atârnat de stânga mea. Mângâiați-aș cu privirea pielea ta ca tipelată până ți-ar ieși geratici din căprui pe sub sprâncea, să te împingă către mine toată linia ferată, miezul nucilor de lapte alungați de viază rea. Descântați-aș cu refrene legămintele uitate, însertarele îndoielii, cât mai jos și cât nu vrea, unde nu ajunge cucul, ci doar cucuveaua poate ciripi vreo trei acorduri, toate trei pe limba ta, înapoi, în evul mediu și mai mult, te-aș da pe spate, doar făcându-ți loc o leacă, uite aici, în viața mea. Cu același titlu, adio. Adio, pleacă barza și noi nu știm a vin. Ești tot o căpșunică din cap până în picioare, că-mi pare important. Hi!
scrisoare. Stimați invitați, vreau să vă spun că abia așteptam ziua de 3 august, din motive subiective. Eu sunt vasuliancă, sunt din Bârlad și voiam să mă laud și eu cu județul meu. Eu sunt mutată în el de 5 ani și știam ce vom găsi aici. Cei pe care i-ați văzut și i-ați auzit sunt foștii mei colegi, mai mari și mai mici. Și nu găseam cuvinte cu care să îi aureolez, dar n-au fost aureolați degeaba, pentru că dumneavoastră ați văzut că au avut acoperire. Și pentru că suntem într-un cadru poetic, vreau să vă spun că am ales o melodie pe care numai poeții pot să o... melodia mea are un subiect pe care numai poeții pot să-l sublinieze special. Iubire. Melodia se numește Fără iubire. Încep? Da. Cel mai mare.
furnici și reșu. Căci numai la dânsuși încă la vreo două, trei locuri din sat era câte un șireș vărat, care se coșea pălea din duminica mare. Și mă chitesc eu în mine, cum s-o dau să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa omului și mă fac așa pion să ne dușim la scandal. Nu-i ata, Simon, zise mătușa măioara, s-o dus umă și tu faci să-i sușetate la ochiul. Apoi, dar mai rămâi sănătoasă, mătușa măioara, vorba de tinioară. Și îmi pare rău că văd eu nu-i acasă, cât tare aș vrea cu plăcere să ne scăldăm împreună. Dar gândul eu, știi că a nimerit-o? Ghincă-nu-s acasă și din ar vine de grabă și mai din ar fi. Și, scurșul cuprinzător, sărut mâna mătușei, lându-mi ziua bună, ca un băiat de treabă, ies din casă cu chică, mă duc la scaldar, mă șupulez pe un chipot și, când colo, mă trezesc în șireșul Chimei. Și în șefa că răbăni la șireș în sân, crudii, coaptii, cum să găsăm. Și, cum eram eu îngrijit și mă silen să fac și faci mai degrabă, ia ca mătușa Mărioara, cu o jur de mână la tulpina șireșului zicând, Tachiri, diavole, ai ți-i scaldatul! Zânsă e cu ochii holboați la mine, scopoară-te jos în harile că te-ai învățat eu minte. Da, cum să te cobori? Că jos era prăpădenie. Dacă vede, ieși și vede că nu mă dau, zfrrrr din vreo două, trei ori, cu bulgări mine, dar nu mă chiești. Apoi, înșepea să aburca pe șireș în sus zâcând, stai mă, porcani, că te căptușăști, e măioara. Atunci, eu iudii mă dau pe o creangă, mai spripoală, și odată fac zuc în niște cânepă care se întinde de la șireș înainte. Și era crudă și până la prutinată. O luam la fugă iepurește prin cânepă și e, după mine, până la gardă din fundul grădinii, pe care ne-am vrem să-l sar, o potigem iar prin cânepă, fugem tot iepureștii și e pe urma mea. Da, e o fuga și e fuga și e o fuga și e fuga, până și dăm toată cânipa, palancă, la pământ. Și după și facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum se întârșește, ori se închede câte ceva și chică jos. Eu atunci, iute, mă răsușesc într-un pișor, fac vreo două sărituri mai potrivite, mă zvâr pe sigar, de parcă nici nu am atins, și încheie urma, ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua și cel mai cu minte. Nică! Pentru cine nu mă cunoaște, mă numesc Nică. Microfon? În 9 iunie am lansat primul meu volum de poezie. Prin poezia mea, dă-ți în lui. Într-o altă religie, eu alt model de poezie. Și vreau să mulțumesc primarul pentru ce felul în care gospodărește această comună. Împinând gospodăria cu esteticul care place ochiului. Și, domnul, vreau să vă spun ceva, ați omis un lucru. Și aici fac o paranteză. Am un fan de-al meu al poeziei mea care mă studiază de-aproape și mers așa un moment dat. Băi, la din ca să înțeleagă poezia, tot se risade pe un ligheam la picioare, scaldat în apă rece și legat la frunte. Deci vă lipsește ligheamele acum pentru publicul de aici, ca să înțeleagă ce poezia mea. Vă mulțumesc, felicitări pentru ce ați făcut aici și pentru viitor. Sens. Trosnesc infinite ca niște grenci uscate sub sensul meu. Ochiul meu dar fizic, ținut în pușcă de cunoaștere, mi-l deschid iară, când în cea reapară noaptea, sustrasă din umerii patului. Rostul de aproape, uite, aproape că mi-am militat. Iubirea ta de urtie, pe care mi-ai mătătorit-o și de ani bun, o port în buzunarul meu de la sacou.
epabilele e primul rând o mai aproape. Totuși, sensul lui rămâne. Îl simt tainele toarsă în arc, fără bișport cerului gust, și-o veșnicie atomică aș străpunge, dar marginile mie de moare, ca de cârpă, la dispoziția morții recompusă în formis, în foame smintită, mă lasă. Acum două poezie, să vedeți unde poate să ajungă și un vers liber, două voi colegii mele. Da, fără microfon, că nu, mai mult... Colegul nostru scrie o poezie deosebită și el m-a rugat să, de fapt, să-i dau o interpretare a acestei poezii, pe care eu am mai citit-o și poate ocazie și în altă parte. Dumnealui a ales lirist către Dumnezeu. Sunt un liric, atât. Și un nebun pieziș tot atât. Încât m-am înversit și atârn de crengi acum. Da, Doamne, da, de crengi, ce curios! Mi-am închipuit că mă ascund de gândul și nemila ta fatală, de zburlita ta îndrăzneală, că moarte ne fixez pe fiecare parte. Strunește, Doamne, cerul, e prea aproape de noi acum. Dă-mi înciocnirile tale neantice în regia unui albastru sublim întunecat. Purtăm supărătoare ranguri de moarte, Doamne! Vânturile îți îmbrăște imaginea ta solitară prin vâlvătaia nevăzutului până la noi. Tu, cea mai veche închipuire, tu cel mai profund mister împietrit, cu intenția uitată până la tine, înaintea sau înapoi a timpului așezată. Aerul l-ai rănit cu ceasuri sfârmate, ai secătuit arătătoarele de sentimente și precisa iluzie ai zdrobit-o sub călcâi. Variația închipuirii rămâne neînțeleasă. Nu ajungă exilul tău șters nimănui. O repulsie de-a dreptul, de-a dregul îți purtăm pentru obiceiul tău nemilos, nerapsodic, de a șterge vechea îngerilor spre pământ. Și tu, atât de neînduplecat că ne-ai făcut mereu pe la icoane, iluzoriu să așteptăm darul necăjit al căutărilor prelungi și strâmbe. Personaj al nevăzutului, mereu în suburbia imaginarului tău așezat, aproape aiurea că-ți fâlfuie mecanica genezei și improvizația ta de-a fi printre țăcănituri stelelor și cetele oarbe de absoluturi, în rezonanțe de emoții, tot golul de scarci, de când, în risipa cugetului nostru, tu continuă refugiere, ți-ai salvat imaginea de bufon. Rărești odată spațiile atletice și zburătoare, centrunale în drum spre noi, ghemuindu-le veșnic pe trotuarul ce poartă numele unui mort. Ah, noi, ce degeaba lungam în așteptări și în nemurire. Voi, știm că tu ești în frică de nemoarte, că în inocența ta ceva specific se înșiră, ascunzând neîmblânzitele tale icouri în care joacă ale noastre urechi. Știm, ești prea mândru, că nimeni nu-ți poate bate pe la uși. Tu stând abandon prea aproape de noi îndepărtat, pe impresiile tale incolore și divine, pururea curbat, tu neînfricat din morți, materie primă explorând pentru sfeșnicul ce etern îți arde la căpătâi. Cu apă, vreau să aminte la tot cum dau nume chinezii, cum își dau nume copiii. Aruncă un iar pe scări. După ce ascultă poezia lui Mihai Sagu. Dacă îmi permiteți, am poezia mea, da? Da. Am două poezii. Una este o dedicație
Cenaclul Ia și Scrie, care se intitulează Ia și Scrie, cealaltă este o dedicație colegilor mei din Asociația Păstorel, care în parte sunt și aici. Tu ia și scrie. Tu ia și scrie. Când vei simți durerea nopților de smoală tot întunecate, tu ia și scrie dacă îmi pierd iubirea ca un vechi orolog încă mai bate. Când vrei cu Dumnezeu să vorbești, de n-ai alături pe nimeni să te asculte, scrie în braille pe suflet, fără să privești, scrie pe cerul senin doar poeme oculte. De zorile-ți bat în fereastră-ne somnul, iar lacrima ta e un ocean de neîmpliniri, genunchii-ți pleacă să te înalți la Domnul, cu rugă tu scrie Biblia iubirii din amintiri. Că ea și scrie când te mărcină în oase dorul, pe-o carte să-ți rămână gândul mărturie, când fericirea te înalță către culmi, tu zborul pune-l pe note în pagina albă, imn de bucurie. Și un ultim vers pe care l-am adăugat și o să-l recunoașteți. Tu ia și scrie astăzi, tu ia și scrie căci mâine nu se știe de suntem în amur sau răsărit către veșnicie. Acesta este vers. O poezioară ceva mai veselă, dedicată colegilor mei din Asociația Păstorel. Vreau să specific că Bucluc este revista noastră și foarte mulți colegi de-ai mei sunt în Bucluc, în această revistă. De aceea poezia mea începe așa. Sunteți azi toți în Bucluc, cu acida voastră pană. Zău că-mi vine să mă duc să vă aduc o damigeană cu frăguță parfumată sau conotonel vârtos. Astăzi să o facem lată, păstorei cu vers haios. Să bem până dimineața, cât rima o să vă țină, că e scurtă tare viața și murim fără de vină. Iar pe râs de a fi să mor, epitaful cel doresc, să mi-l scrieți cu umor, doar în stilul păstoresc. Nu este apropo la moment, nu? Nu este nici în apropo. Toată lumea știe că noi am dat paranteză în urma poeziei citite de și compuse de colega noastră Sofia Doina Gavrila, renumele Hușului nu e numai aici la noi cu ramurile care au crescut aici în Huș și au reprezentat Hușul. Am găsit o epigramă la Săpânța, poate mulți dintre dumneavoastră o știți, aparține renumitului Nicolae Darie, care scrie celebrele epitafuri de la Săpânța. El a scris așa pe una din curși. Când mă veți duce, dragi confrați, cu popă, tric și slugii, la Huș aș vrea să mă îngropați ca să rămân tot printre vii. Renumele Hușului a ajuns și la Săpânța. Da. 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 Mulțumim, Eugen Nicanor. Da. Da. Mă numesc Ana Frențescu și aș vrea să citesc doamna Ana Ocran, care mi-a făcut o mare surpriză citind în publicile mele pe Facebook și cu această ocazie a rezultat o postfață la cea de-a cincea carte a mea, scrisă de lumea ei, la cea de-a cincea carte a mea, care se numește Tăceri albe. Vă mulțumesc că vine la doamna Ana Ocran pentru această postfață. Postfață sau prefață? Postfață. Cu drag la următoarea ta la stare de carte. Felicitări pentru cartea dumneavoastră de reverberație în amur și vă așteptăm cu mare drag pe următoarea voastră carte. Mulțumesc! De asemenea, domnului primar, pentru tot ce face pentru lumina dumneavoastră, să își ducă vestea în toată țara. Așa, voi citi două poezii. Sigur că am emoții.
Din nefericire, poeziile mele sunt la fel, deși de puțin din clasicul obișnuit. Din nefericire m-a oprit o sete de stele, de viori, de verde, de albastru, printre forme de frunze, de noapte, de lună, de vânt. M-ai oprit tu în orbitele înviate de reîntoarceri, în spirale expulzate în orizont. Lumea a rămas de desubt. Vara a intrat în buzunar. Tu ai început să semeni cu ploile verii. Am îngenuncat în tăcere, am despletit amurul, am tăiat din cer o parte din stele și am învățat să ascult durerile ploii. Am învățat să fac un compas la ultima poartă, spălându-mi ochii de luceferi. Am sedus cuvintele curgându-le vârfurile verzi pe foaia de scris, în agonia timpului grăbit. Din nepeire, te vreau neuitat. Seară fără conturi. Încep cu tine, așezat în arsura din albastrul serii. O seară fără conturi, întârziată pe ceasul grăbit. Pădurea futura verde, aproape de cer. Pe marginea unei stele, umbrele noastre ne făceau cu mâna semne. Cuvintele protestau în fraze lungi, cicatrisând în palme vește de-a iarbă, sub vântul mulatric. Opțiunea sărutului se lăsa așteptată, în timp ce imprimeul dansa pe rochiță. Ne-am prins umbra din stele, nedeșifrând secundele dezorientate de spațiu. Cuvintele s-au retras tăcute în colțul lor de cer. O frunză mi-a zâmbit. În brațele sale de drum s-a făcut întuneric. Vă mulțumesc! Nicoraș, Mariana? Bună ziua! Scuzați! În primul rând, doamna Ocran, care a avut amabilitatea să mă gândesc cu o poezie, care a fost parte scrisă pentru mine, pentru că nu fac parte nici dintre poeți, nici dintre scriitori, ci sunt doar o admiratoare a cursului care îl văd și îl simt eu. Nu mă interesează pe mine ca și cea care a făcut toată viața ei numai lucruri exacte, decât ceea ce simt eu cu sufletul meu. Iar doamna Ocran, prin această poezie care a scris-o și mi-a permis să o citesc și eu în această măreață zi, pentru care îi mulțumesc, a scris-o special parte pentru mine. Poezia se numește Pentru mine, Doamne. Pentru mine, Doamne, această revărsare de cântec verde curgând și voi prin nervurile inimii din adânc, în mai adânc de timpuri uitate, pentru mine? Pentru mine, Doamne, această sărbătoare de lumină cu fâlfâiri de aripi străvezii, de îngeri izvorând râuri de mirare suploape, pentru mine? Și această înfrunzire de stele îndrăgostite cu aer tandru și nebun, de picurări de perle încălzite în ochii cerului senin, pentru mine, Doamne? Mulțumesc, doamna Ocran, mulțumesc, doamna Ocran, extraordinar pentru primirea care mi-a făcut-o. Cred că foarte multă vreme am să-mi aduc aminte de această zi deosebită. Mulțumesc! La începutul manifestării am avut o îngrijorare că ibritarea dintre o lansare de carte și o manifestare de cenaclu nu va fi chiar atât de fericită. Tot ce s-a întâmplat însă mi-a confirmat faptul că e posibil ca prin spontaneitate, prin spirit, toate să se coaguleze într-o manifestare unitară. Înainte de a-i da cuvântul cele care a coagulat întreaga activitate, doamna Ocran, pentru că doi dintre vorbitori, epigramistul Nicu Stancu și domnul profesor Petru Ioan, au insinuat că
la o manifestare, la o lansare de carte, cele mai mari elogii le produc cei care n-au citit cartea. Să vă spun o întâmplare a marelui prozator Nicolae Vreban. I s-a lansat la Bacău o carte și, evident, toți cei care au luat cuvântul n-au mai privit cu laudele. Și, mirat, Nicolae Vreban, la sfârșit, a zis așa: domnilor, dacă această carte e așa de bună, vă rog să mă credeți, vă promit solemn că o să o citesc și eu. Dacă vă îndemnăm să citiți cartea de Ana Bucrară. Și acum să o ascultăm. Eu v-am ascultat pe dumneavoastră, am fost încântată de ceea ce ați spus și mi-ar fi greu și poate chiar și plictisitor să iau fiecare persoană la rând și să-i spun cât de mult îi mulțumesc pentru că a făcut acest efort să vină aici atât de